doftorul Toderaș la curtea împăratului. Zice că a fost odată un om sărac și el avea 3 feciori. Pe cei 2 mai mari nu știu cum i-au chemat, dar pe cel mai mic știu că îl chema Toader. Și fiindcă era mai mic, îi ziceau Toderică și Toderaș. După ce au crescut feciorii, de erau cât oamenii de mari, s-au învățat vânători. Mai vânează azi, mai mâine, până într-atâta îndrăgesc vânatul, de nu se mai puteau opri locului pe acasă, ci tot prin păduri erau cu pușca în spate. Odată i-au apucat noaptea într-o pădure. Deci s-au tras în lături din drum lângă un copac mare, acolo și-au făcut foc și s-au pus pe cină. După cină se sfătuiesc ei că n-ar fi bine să doarmă toți 3 deodată, ci numai 2 din ei, iar unul să meargă lângă drum să străjuiască, ca să nu li se întâmple ceva, să fie cineva vezi să le ia armele, ori doară chiar să-i omoare. Așadar, cei 2 mai tineri se pun pe o dungă, iar cel mai mare își umple pușca și merge lângă drum să păzească. Și nu vede el nimica până acolo, către miezul nopții. Atunci, aude că se apropie într-acolo o căruță cu 4 cai negri și cum era lună albă, îi vede apropiindu-se de el. Stăi, cine ești?" strigă feciorul, dar din căruță nu-i răspundea nimeni nimic. Mai strigă și a doua oară, dar iar nu-i răspunse nimeni nimic. Atunci strigă feciorul a treia oară. Stai, că de nu trag cocoșul!" Și din căruță auzi un glas. Nu trage cocoșul, că pe de tine stau în loc!" Și n-a tras cocoșul. Iar când a fost căruța pe de el, s-a oprit în loc și un om din căruță îi dădu un corn și zise. N-a cornul acesta și când vei fi într-un necaz mare, să sufli în el că vor ieși verde de cătane, de va fi greu pământul de ei. Iar când vei sufla în el pe celălalt capăt, se vor face cătanele nevăzute. Și așa, oamenii cei 2 cu căruța s-au dus după ce îi dădură cornul. Iar feciorul, rămânând singur, suflă odată în corn să-i vază puterea și se făcu verde de cătane în jur de dânsul. Apoi suflă odată în capătul celălalt și iar se ascunseră cătanele. După ce se făcu ziua, merse la cei 2 frați ai lui care dormeau încă. Bună dimineața, fraților! Nouă, dar cum v-ați odihnit? Bine, frate, dar tu dormit ai vreo leacă și ce ai văzut? De dormit n-am dormit, că omul doar nu de aceea se leagă să păzească ca să dea somnului. Dar n-am văzut nimic. Acum și-au făcut feciorii foc și-au fript niște carne de iepure, au prânzit și-au apucat calea prin cea pădure să scape undeva la largul, că nu mai aveau sare, ba și praful li se împuținase. Și umblă feciorii mei toată ziulica, fără să afle undeva capătul pădurii. Iar când fu seară, erau chiar în locul de unde plecaseră dimineață. Ce să facă? O să mai mâie o noapte acolo. Își fac foc, își fac de cină, cinează și iar se sfătuiesc să meargă unul să păzească. Acum merge feciorul cel mai mijlociu și el cu pușca încărcată și cu pipa aprinsă ca să nu-l prindă somnul. Până către miezul nopții nu văzu nici el nimica, deși era lună de puteai număra galben la ea, numai să fie avut. Dar la miezul nopții auzi hurducături ca de căruță și îndată și văzu una cu 4 cai negri. Ho, cine-i? Dar nu-i răspunde nimeni nicio vorbă. Mai strigă odată ho și iar nu-i răspunde. Când fu la a treia oară, strigă. Ho, că de nu trag cocoșul! Ba nu-l trage, îi zise un om din căruță. Că stăm noi când vo fi pe de tine. Și n-au tras cocoșul puștii, iar oamenii când fură cu căruța pe de el, stătură în loc și ziseră. N-a pungă asta cu bani și oricât vei cheltui din ea, tot nu se vor mai găta. Apoi s-au dus oamenii cu căruța, iar feciorul a cercetat să vadă așa de minunată e punga aceea după cum i-au spus oamenii. Deci luă un pumn bun de galben din ea și văzu că ea tot plină rămâne și i-a părut bine. După ce s-a făcut ziua, s-a dus și și-a trezit frații să gate ceva de prânz, că lui era foame cum nu dormise toată noaptea. Nu, dar ce ai văzut, frate? Îl întrebară cei 2. N-am văzut nimic. Nu mai sunt cam obosit, cum n-am dormit toată noaptea și mi-e foame. Haideți să ne facem ceva de prânz și să mai umblăm prin asta pădure, doar vom putea ieși pe undeva din ea. Așa au și făcut. Și-au făcut foc, și-au fript carne pe cărbuni, au mâncat bine și-au luat-o prin pădure, doar vor putea ieși cumva la largul. Dar de ce umblau, de aceea se înfundau mai tare.
și când fu seară, erau chiar la locul de unde plecaseră dimineață. Aici iarăși făcură foc și de cină și după cină cei doi frați mai mari se culcară, iar Toderică merse să-i păzească că-i venise rândul. Și păzește și el lângă drum, dar nu vede nimic. Atunci însă îi se pare că aude tropot de cai și duruitură de căruță. Ascultă mai bine, se uită în acea parte cu pușca gata, adică venea o căruță cu patru cai negri. Îndată ce o zări, strigă Toderaș. Ho, cine-i? Iar răspuns n-a căpătat. A mai strigat odată și iar nu i-a răspuns nimeni nimic. Acum Toderaș, văzând că căruța se tot apropie, a pus degetul pe cocoșul de la pușcă și a strigat a treia oară. Ho, stai locului, că de nu trag cocoșul! Acum i-a răspuns în trăsură. Nu trage cocoșul, că stăm când vom fi pe de tine! Și n-a tras Toderică cocoșul, iar când a fost căruța pe de el, a stat în loc și a văzut că în căruță erau doi oameni, iar unul din acei doi oameni i-a dat o pălărie și i-a zis. Fiindcă n-ai tras cu pușca noi, iată-ți dăm ție pălăria aceasta. Tu, dacă pune-o pe cap, unde vei gândi, acolo vei fi și nimeni nu te-a vedea. Poți să te gândești că ești la împăratul la masă și acolo vei fi numai decât și vei mânca și vei bea cu el și cu mesenii lui și nimeni nu te va vedea. Cei doi oameni cu căruța s-au dus, iar Toderaș era voios de darul ce-a căpătat. Apoi Toderaș și-a pus pălăria pe cap și a zis, să fiu la împăratul la masă. Și îndată a fost acolo. La curtea împăratului era ospăț mare că venise pețitorii la fata împăratului. El s-a pus la masă, a mâncat, a băut, a auzit ce vorbeau și a văzut pe toți, dar pe el nimeni nu l-a văzut. A văzut cât e de frumoasă fata împăratului și a auzit zicând că ea numai după acela s-a măritat, care câștiga-o un joc de cărți. El toate le-a văzut și a auzit, dar n-a zis nimic, doar după ce s-a săturat a zis, să fiu la frații mei în pădure. Și acolo a fost numai decât. Era ziua albă când ajunse la ei, dar ei dormeau încă, că vara nopțile scurte. Deci a trezit și l-au întrebat. N-o ce ai văzut, frate? Iar el zise, n-am văzut nimic, amulțam, Doamne. După aceea, au mai umblat ei prin pădure cât au umblat și au dat de o potecă care i-a scos din pădure. Apoi au mers tot pe ea până au ajuns la un sat. Acolo, frații cei doi mai mari s-au însurat și s-au pus pe muncă. Iar Toderica a rămas tot holtei. Până acum niciunul nu știa ce au căpătat cei doi de la oamenii din căruță, dar acum au spus fiecare ce au căpătat. Fiecare se mira de darul fraților săi. Deci Toderica zice către fratele cel mijlociu. Măi frate, tu ești însurat, eu nu. Uite, am auzit până a zis fata împăratului că ea numai după acela s-a măritat, care i-a câștigat banii în joc de cărți. Să-mi dai tu punga ta și eu să-ți dau pălăria mea, că banii din punga ta știu că nu-i poate câștiga toți și de-o câștig eu mă fac împărat, iar pe voi, ca pe frații mei, vă fac generali. Și se învoi fratele cel mijlociu, dădu punga lui Toderaș, iar Toderaș îi dădu pălăria. Acum se duse Toderaș oblu în orașul împăratului, își cumpără un rând de haine ca feciorii cei de împărați și merse apeți la fata împăratului. Aceea zise, văd că ești om harnic și mi-ar fi drag de tine, dar eu mi-am pus în gând numai pe acela să mă mărit, care mă va câștiga în cărți. Bine și așa, zise Toderaș. Și s-au prins la joc de cărți și s-au jucat 3 zile și 3 nopți. Și a câștigat fata împăratului 3 buți de galben de la Toderică, dar din punga lui tot nu s-au mai gătat galbenii. Atunci nu mai puteau de obosiți. Deci, mirându-se fata împăratului de punga cea minunată a lui Toderică, din care tot scoate bani și cum îi pierdea, cum scotea alții și iarăși alții, zise. Știi ce, Toderică? Hai să ne lăsăm de joc. Mie mi-e drag de tine și după tine vreau să mă mărit. De acum încolo, dară, sunt mireasa ta. Și s-au lăsat de joc și s-au pus pe ospăți, au mâncat, au băut. Și Toderică, fiind obosit și mai și gustând din cele vinuri scumpe, s-a amețit și s-a culcat și îndată a dormit ca mort. Fata împăratului i-a luat punga și i-a pus alta în locul ei, iar dacă s-a trezit Toderică, a zis fata. Hai să ne mai jucăm în cărți, doar vei fi mai norocos ca până acum. Și s-au jucat, dar a pierdut Toderică toți banii că nu mai avea punga cea fermecată și apoi l-a dat fata pe ușa afară.
Acum se duse Toderica acasă la fratesul cel mai mare și îi spuse toată întâmplarea. Apoi îl rugă să-i dea cornul cel cu cătanele, să bată pe împăratul cu armate cu tot și să-i scoată punga. Și dădu fratesul cornul și merse Toderica cu cornul în buzunar până ajunse la curțile împăratului. Acolo suflă odată în corn și ieșiră cătanele câte frunză și iarbă. Începură bătaie groaznică asupra cătanelor împăratului și asupra lui. Și se sperie împăratul și zise către Toderica: știi ce? Hai să ne împăcăm! Adună-ți cătanele și hai că-ți dau fată! Și crezu bietul toderaș. Suflă în celălalt capăt al cornului și îndată cătanele se făcură nevăzute. Iar împăratul și împărăteasa, dar cu deosebire fata împăratului, chemară pe toderaș înăuntru și-l ospătară bine și-i spuseră că imediat vor trimite după popă și-l va cununa cu fata împăratului. Acum credea toderaș și mai tare că nu-l vor purta ziua cu lumină, deci se puse și mâncă și bău bine, ba poate bău chiar mai multe șor decât cum se cade să bea pețitorii și miri. Și după ce se ameți, se culcă și dormi ca dus din lume. Cât ce-l văzură adormit, îi luară cornul și îi puseră alt corn în buzunar. Și apoi îl deșteptară și îi spuseră că tot nu se poate una ca aceea, să aibă el nevastă pe fata împăratului. Deci să meargă de unde a venit. Și se mânie toderaș și scoase cornul din buzunar și suflă în corn, dar putea fluiera apagubă că din corn nu ieșiră cătane. Întristat și batjocorit cum era, începe toderaș a se ruga de împăratul și de toată casa lui, că dacă nu-i dau fata, nu-i nicio supărare, dar să nu-i țină cu puterea cornul și pungă. Curtenii împăratului însă l-au scos frumușel afară, apoi l-au amuțat cu câinii până l-au scos și din oraș, nu numai din ogradă. Supărat cum era Toderica, tot merge făcând planuri după planuri, până se trezește iar în satul unde ședea fratesul cel mijlociu și se rugă să-i dea pălăria, că doar cu ajutorul ei va putea scoate punga și cornul, că uite așa și așa s-a întâmplat. Și-i dă fratesul pălăria și el și-o pune pe cap și strigă: hop, hop, să fiu la împăratul în curte, cu el și cu fata lui la masă. Și când au gătat de zis vorbele acestea, atunci și era la împăratul după masă, pe toți îi vedea, dar el nu era văzut de nimeni. Mâncă el acolo prea bine, se ospătează, dar odată se face ca și cum ce-ar scăpa pălăria și atunci toți îl văd, se minunează cum a ajuns el acolo. Când, pe unde? Dar cum își pune pălăria pe cap, nu-l mai vede nimeni cum ședea chiar cu fata împăratului umăr la umăr. După ce se sătură bine, prinde pe fata împăratului în brațe, dar nimeni nu-l vedea, fără ea striga să o lase, dar el zise: hop, hop, să fiu cu fata împăratului colo, în mijlocul pădurii, ceea unde ne pierdurăm eu cu frații mei. Și îndată fu acolo el cu fata împăratului, chiar într-o poiană mândră, de să tot șez la umbra ei. Acolo își luă toderaș pălăria jos de pe cap, atunci fata împăratului nu mai era înfricată, vedea că el toderaș, care de atâta amar de vreme îi trage nădejdea, deci se făcu ca și cum i-ar părea bine și zise către el: nu, vezi așa, nebunule, din tâiași dată a trebuit să mă fur tu, că mie tot drag mi-a fost de tine, numai mama și tata nu mă lăsa să mă mărit după tine. Dar lasă numai, bine că am scăpat dinaintea lor, că mai bine vom trăi noi amândoi aici în codri, că te-o-i cumpăni eu să scoți din curțile tatei și cornul și punga, apoi să faci și tu batjocoră cu cei ce te batjocoriră. Și sărută pe toderaș și se drăgosteau și se jucau la umbră ca doi copii răsfățați. Apoi se culcară și dormiră ei cum doarme bărbatul cu buierea și tot povestiră până scoase iar din minte pe toderaș. Da, hoț mai ești tu, toderaș! Bine ai mai pus tu trebile la cale, te numai ne trezirăm aici. El, îmbătat de dragoste, se vându iar. Da, apoi de multe furam de era pălăria la mine, că dacă pun pălăria pe cap, nimeni nu mă vede. Și cum zic hop, hop să fiu unde gândesc, acolo mă aflu că pălăria asta așa putere are. Acum fetei era de ajuns. Deci se puse și-l mai drăgosti și-l mai sărută, până văzu că pe el îl fură somn. Atunci se făcu că doarme și ea, apoi după ce băgă de seamă că el a adormit, și-a pus pălăria lui pe cap și a zis numai încet: hop, hop, să fiu la tata acasă. Și în minuta aceea a și ajuns acasă la împăratul, iar el a rămas dormind dus. Când s-a trezit, era singur cu capul gol. Acum a început a deznădăjdui, nici nu mai gândea să meargă acasă la frații lui după ce prăpădise și darurile lor și a lui.
Deci, umblă ca zăpăcii de cap prin cea pădure, ar fi voie să deie ceva bidiganie de el și să-l mănânce, cu atât mai vârtos că începu al prinde și foamea și setea, pe lângă alte necazuri. Dar n-avea nimic, chiar nimic, numai ce era pe el și capul cel gol. Mergând el așa îngândurat prin cea pădure, dă de un măr mare cu niște mere roșii ca focul și ca pumnul de mari, să le mănânci și cu ochii. Cum era flămând și însetoșat, se repede la ele și mănâncă două. Adică cum le mănâncă, cum îi cresc două coarne, ca la boicei ungurești de mari și răsucite. Asta e bună, zice el. Numai bine mi se întâmplă. Numai de coarne sunt vrednic, să-mi pun ca vitele. Că daruri am avut eu, frumoase daruri de la Dumnezeu. Dar le-am prăpădit pentru fata împăratului. Așa capsec. Nu mai cutează să mănânce mere, ci pleacă de acolo rușinat. Nu merse însă mult și dă de un păr cu niște pere mari și frumoase, galbene roșcovane și mari ca ouăle celea de gâscă. De flămând era flămând, setea încălcocea, dar sta pe gânduri, să mănânce din pere orba. Ce a dat Dumnezeu, aceea va fi, zise el și luă o pară și cum o mâncă, cum îi căzu un corn. Mulțumi lui Dumnezeu și mai mâncă încă una și căzu și celălalt corn. Acum era iară voios și se gândi puțin și se răzgândi și apoi se duse la măr și luă câteva mere, câte chipzui că va putea aduce, apoi luă câteva pere și merse să iasă la largul de a nimeri. Și a nimerit ușor. Și cum a ieșit din pădure, a văzut departe un oraș. Acolo o să merg, zise el, și se duce. Și când ajunge în oraș, chiar ieșeau oamenii de la biserică. El se pune și-și întinde merele cele scumpe. Și prind oamenii a se aduna în jurul lui ca la o comedie, că nimeni nu mai văzuse așa mere frumoase. Prind a-l întreba cât cere pe ele, iar el le răspunse. Pentru fiecare măr, 400 bune. Toți oamenii se îngroziră de prețul acela mare, bani de o pereche de boi pentru un măr. Curând ajunse vestea și la curtea împăratului despre mândrețea și scumpetea merelor și fata împăratului numai decât trimite o slujică cu 1600 bune să-i aducă 4 mere, unul la împăratul, unul la împărăteasa și 2 pe seama ei. Și imediat veni slujnica cu 4 mere și le dete fetei, iar fata dădu unului tatăsu, unului mumăsa și 2 și le opri ei și ieși în casa sa. Și mâncă împăratul mărul și când îl gătă de mâncat, îi crescu un corn în frunte. Și mâncă și împărăteasa mărul ei și-i crescu un corn cât al joienei noastre. Iar fata, fiind mai lacomă ca toți tinerii, îndată mâncă amândouă merele și crescură 2 drăguțe de coarne de gândeai că de la un bou săsesc le-a împrumutat. Dar ea nu știa că le are și nici mumăsa nu știa că ea are un corn, nici tatăl său. Când se adunară la amiaz, se înfiorară. Tată, zice fata, dumneata ai un corn, uite că și mama are. Tu ai 2, ziseră împăratul și împărăteasă. Numai atunci băgară de seamă că ei au coarne. Adunară doftori peste doftori și cercară cu toate leacurile din farmacii, dar nu folosi nimic. Tot de raș, după ce căpătă sutișoarele, se duse la boltă și-și cumpără haine doftoricești, o pălărie mare, ochelari negri și umblând crăcăna de picioare, se făcu doftor în tălpi și merse ață la curtea împăratului. Ce cauți? Îl întrebă un slujitor. Și cine ești? Eu-s doftor și anume care vindecă coarnele de la oameni. Vin la înălțatul împărat să-i ară dreptățile. Chiar în bun loc nimerești, îi zise slujitorul, că și la înălțatul împărat i-a crescut un cor. Și îl sloboade înăuntru, iar tot de raș spune la împăratul meșteșugul lui. Bine că te-o adus Dumnezeu, zice împăratul, că uite ce am pățit. Din cer senin mi-a crescut mie un corn și unul la împărăteasa și 2 coarne la fată. De mine și de împărăteasa calea ca valea, că suntem bătrâni. Dar biata fată nu și-a căpătat pețitor sărmana. De ne poți vindeca, te umplem de bogăție. Ia ca vă pot! Și se pune doftorul Toderică și se face a unge conul împăratului și scoate din buzunar o pară și dându-i-o împăratului zice: gustă din para asta până te lecuiesc eu. Și tot îmbucă împăratul câte o leacă din para cea bună până o gătă. Atunci scutură doftorul Toderică de corn și odată îi rămâne în mână, iar împăratul rămâne ca și mai înainte, până nu mâncase mărul.
Nu mai știa ce să facă de bucurie. Îi dădu o pungă de bani și îl duse în chilia împărătesei și o vindecă și pe ea, tocmai ca și pe împăratul. Și iar îi dădu o pungă de bani. Acum îl duse în chilia fetei să o vindece și pe ea. Dar Toderică zice: dragii mei, la coconiță e lucru cu mult mai greu, că dumnea ei are două coarne și sunt cu mult mai groase. Fără doar și poate, eu mă leg că și pe dumnea ei o vindec, numai nu așa iute. Lăsați-mă numai pe mine aici și nu veniți până peste un ceas. Poate că va cam zbiera, că o cam dureau. Cale sale trebuie să le tai mai întâi. Dar nu veniți înăuntru, ascultați-mă pe mine, de vreți să fie fata iară cum a mai fost. Că te-o mă asculta, zice împăratul și părăteasa, ieșind din casa fetei. Fata era voioasă, văzând ce doctor învățat a nimerit la ei, care în scurtă vreme a vindecat de coarne pe părinții ei și peste un ceas o va vindeca și pe ea. Toderică, doftorul acest luminat, porunci fetei de se dezbrăcă în pielea goală și ascultă fata. Apoi el scoase o funie din buzunar și o legă bine de grindă și apoi legă pe fată de coarne și o trase în sus de sta spânzurată în aer. Îi era greu bietei fete, dar trebuie să rabde că o vindecă de coarne. Dar hoțul de doftor, după ce o legă bine, apucă un bici și prindea o încinge pe spate, pe picioare, pe unde apucă, până o face toată vârci. Ea țipa de gândei că guta o lovea, dar el nu înceta cu leacul. Toată era meleștuită de bătaie. Atunci intră împăratul cu împărăteasa înăuntru și văd chinul fetei. Dar ce faci, domnule doctor? Dumneata ne omori fata! Ba nu, nu mai o lecuiesc. Unde mi-e cornul, punga și pălăria care mi le-a luat cu înșelăciune fata asta? Scoateți-le afară că o las. Dar de unde nu, și pe voi vă bat. Dezleagă-o și nu mai bate că ți le dăm. Și-o dezlegă Toderică, iar ea nu mai așteptă niciun cuvânt, fără deschise lada, îi dădu punga, cornul și pălăria, numai să se vază scăpat. Toderică nici nu-și luă rămas bun, fără-și puse pălăria pe cap și zise: hop, hop, să fiu la frații mei. Și într-o minută a fost acolo și le-a spus toată pățania din vremea doftoriei sale, cum v-am spus-o și eu dumneavoastră. Însuratul sa Toderică ori a rămas tot holtei, nu se știe. Dar aceea știu că la fete de împărat altul n-a mai umblat apeții și de n-a murit și ea să străiește. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!